Problemele orașului Baia de Aram au fost luate din nou în discuție în cadrul primei ședințe de Consiliu Local după alegerile din luna iunie. Cel mai important proiect supus aprobării de către primarul Rafael Dunărințu a fost cel care s-a referit la rectificarea bugetară, astfel încât să se poată aloca și sumele de bani necesare organizării evenimentului Munte Munte Brad Frumos. Cel mai important proiect a fost rectificarea de buget și aprobarea festivalului de folclor Munte Munte Brad Frumos și a zilelor orașului Baia de Aram. Când va avea loc festivalul Munte Munte Brad Frumos? Acest proiect a fost aprobat. Mulțumesc pe această cale consilierilor locali care au fost la sentimentul meu. Aceste evenimente o să fie pe data de 16, 17, 18 septembrie 2016 și cu siguranță o să facem tot posibilul să fie și mai frumos față de evenimentele care au fost organizate anul trecut. Ședința de Consiliu a fost una publică, iar locuitorii orașului care au dorit să participe la acest eveniment au avut posibilitatea de a face acest lucru. Cei care au dorit să își prezinte problemele în fața consilierilor locali au putut lua cuvântul la puncturi diverse. Avem o problemă cu drumul de acces pe locuințele noastre, care în urma ploilor abundente anul ăsta l-a degradat foarte puternic, se impun unele reparații, unele rigole. Considerăm că putem fi ajutați și de aceea am cerut sprijinul. În ce sat s-a dărâmat drumul? Satul Bratilov, chiar la intrare în satul Bratilov. E un drum de acces, chiar dacă sunt doar câteva case, e foarte utilizat pentru că se ajunge pe el la mai multe proprietăți, chiar și din satele vecine. Chiar am putea spune că e chiar foarte utilizat. Reprezentanții Consiliului Local Baia de Aram au hotărât că se vor inventaria toate problemele cauzate de ploi, astfel încât să se poată interveni în regim de urgență pentru îndepărtarea efectelor produse de precipitații.